Tu ești caracterizată de umanismul și spiritul compasional inerent vărsătorilor din prima decadă. Această combinație te face un luptător născut, capabil de sacrificii incredibile de dragul credințelor și idealurilor tale. Dacă ești încrezătoare în valoarea oricărei idei, atunci te dedici pe deplin diseminării sale. Sinceritatea și talentul în explicarea și ilustrarea planurilor tale te ajută la fundamentarea unui anumit punct de vedere și la câștigarea favorurilor altora. Cu această activitate și abilitatea de a transpune ideile în realitate, poți lăsa un semn profund asupra istoriei. Dezvoltarea precoce este o trăsătură distinctivă în viața ta deoarece abilitățile tale se manifestă încă din copilărie. De regulă, aceasta afectează alegerea profesiei. Chiar și la bătrânețe, păstrezi o strălucire uimitoare, ești tânără interesată de viață până la sfârșitul zilelor tale. Adesea, proiectele tale sunt puse în aplicare foarte repede, ideile tale se nasc brusc, activitățile tale financiare se extind rapid, deoarece ești dispusă psihologic la luarea deciziilor operaționale. Este dificil pentru tine să-ți controlezi activitățile, ceea ce uneori duce la perturbări grave ale muncii. În viața privată, îți stabilești instantaneu prieteni și dai naștere unor afecțiuni romantice, făcându-te pe tine însăți și pe ceilalți să se simtă incomod. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: prietenie, colectivism, idealism, interes, preconcepție. Deoarece vărsătorul este controlată de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Fiind profund umană, data nașterii îți dă mila și dorința de a-ți întrupa practic umanismul. Ai caracterul unui războinic adevărat. Ești, de asemenea, caracterizată prin sacrificarea și neglijarea intereselor tale de dragul unei idei care îți luminează viața. Acea idee poate determina întreaga ta viață, fără îndoială. Vărsătorii sunt renumiți pentru idealismul lor, iar tu nu faci excepție. Vei încerca să pui în practică ideea ta oriunde ar putea ajunge. Îți poți întruchipa pe deplin ideea în realitate, schimbând astfel cursul fără precedent al istoriei și rămânând în memoria descendenților timp de secole. Poți fi uimită de energia ta violentă. Și totuși, în primul rând, trebuie să înveți să fii răbdătoare și discriminatoare.
Nu toate lucrările pe care le îndeplinești sunt de o calitate excelentă, deși te strădui sincer pentru acest lucru și chiar dorești ca alții să-ți aprecieze eforturile. Cu toate acestea, până când vei învăța să iei în considerare opiniile și reacțiile celorlalți, te vei confrunta cu dezamăgire și refuz. În plus, trebuie să te cunoști nu numai ca lucrător, ci și ca individ. Dacă vrei să reușești în afaceri, atunci este foarte important pentru tine să dezvolți o viziune mai realistă a vieții. Pentru tine, păstrarea în sine a unui sentiment de satisfacție a copilului este un loc de muncă permanent. Adesea, tu manifesti entuziasm excesiv, te întorci la tinerețe, cazi în copilărie, dar, în același timp, ești reținut emoțional de către oameni. Experiența acumulată constant, căsătorie, copii, menaj, muncă, desigur, afectează calendarul maturizării tale. Dacă te vei fi comportată neglijent ca și copiii, aceasta nu înseamnă deloc că tu vei rămâne întotdeauna un fel de Peter Pan, adică nu vei crește niciodată. Apropo, asta provoacă cel mai mare interes celorlalți care se simt ca oamenii maturi, deși acest lucru este rar. Tu ești supusă crizelor de vârste de tranziție, la vârstele de 27, 36 și 42 de ani, când trebuie să alegi dacă dorești sau nu să accepți pe deplin îndatoririle adulților și trebuie să iei această decizie a ta, fără coerciție. Ar trebui să-ți dai seama că păstrarea trăsăturilor caracterului inerente unui tânăr nu va afecta semnificativ vârsta adultă, este suficient să tratezi viața puțin diferit. Lucrul cu copiii și tinerii va contribui la dezvoltarea potențialului tău creativ și va contribui la menținerea atractivității pentru o lungă perioadă de timp. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, cu o astfel de doamnă este ușor de vorbit, este prietenoasă, independentă. Personalitate comunicativă creează cu ușurință prietenii și începe rapid o relație romantică. În același timp, te pui pe tine și pe alții într-o poziție destul de delicată, dar pe de altă parte o poziție care stârnește interes general. Cum afectează data de 27 ianuarie soarta ta? Ești plină de vitalitate și energie. Ești orientată spre scop? Ești dispusă să lucrezi neobosit pe tine însăți pentru a atinge perfecțiunea. Pentru tine, dezvoltarea interioară a orizonturilor cunoașterii este cea mai importantă. În mod surprinzător, totul este foarte ușor pentru tine, poți spune că ai o mână și un caracter ușor. Poți fi incredibil de succes în viață, norocul merge la braț cu tine. Dar un astfel de noroc poate juca cu tine o glumă crudă. Realizând că totul este foarte ușor, poți deveni narcisistă și autocentrată. Mai mult decât atât, aroganța și lăcomia pot uneori ajunge la proporții gigantice. Această poziție de viață promite multe probleme și necazuri. Cei din jur, pur și simplu, pot evita compania ta, considerându-te a fi puerilă. Prin urmare, astrele ți recomandă să-ți monitorizezi impulsurile și să-ți amintești de ceilalți. Și, de asemenea, că viața ar trebui să fie deplină prin a ajuta pe cei dragi să rezolve problemele. Ai o vitalitate inepuizabilă și puterea minții. Abordarea ta harnică și pozitivă la tot, te ajută la rezolvarea tot felul de lucruri. Tu nu te sperii de multă muncă sau dificultăți care ar putea apărea în acest proces. Ești capabilă să rezolvi tot felul de probleme, să găsești căi pentru cele mai dificile situații. În acest sens ești ajutată de o bună stare de spirit și de o atitudine deschisă. Dar pe calea vieții, principala problemă pe care o vei întâmpina este mândria ta. La urma urmei, popularitatea și marele succes în afaceri pot te transforma foarte ușor capul. Ca rezultat, te ridici pe un piedestal și începi să privești oamenii de sus. Aceste impulsuri trebuie să fie evitate, să nu fie tentante. În caz contrar, te vor distruge, îți vor anula poziția în societate și progresul obținut, astfel încât și cei mai apropiați oameni se vor îndepărta de tine. Este demn de remarcat că apreciez cel mai mult opinia celorlalți. Este foarte important ca tu să auzi un feedback pozitiv cu privire la activitatea ta.
Tu dorești ca munca și meritul tău să fie apreciate. În caz contrar, tu pierzi pur și simplu interesul pentru lecție. Prin natura ta ești destul de ambițioasă și activă. Concentrarea ta asupra muncii și dorința de a câștiga respectul sunt jaloane de viață. În plus, ai ambiții mari, iar vitalitatea și energia ta sunt suficiente pentru a obține toate beneficiile. Deși sunt cazuri când nu te realizezi încercând să faci cât mai mult posibil, uitându-te de calitatea implementării. Aceste defecte de fabricație te forțează să refaci totul într-un mod nou. Dar, în ciuda acestor deficiențe minore, ești foarte fermecătoare și bună și, de asemenea, foarte sociabilă, calități care te ajută să dobândești cu ușurință noi cunoștințe. Tu știi cum să atragi oamenii spre tine însăți, magnetismul tău natural și dispoziția veselă îți sunt de ajutor în acest sens. Dragoste și compatibilitate. În ceea ce privește relațiile de prietenie și dragoste, ești extrovertă, ești foarte ușor de contactat și de obicei ai mulți prieteni. Rar te uiți la reguli și convenții, astfel că adesea intri într-o poziție ciudată cu intrigile tale de dragoste, ceea ce îți face viața mai palpitantă și mai interesantă. Cu toate acestea, nu toată lumea este de acord să comunice îndeaproape cu o astfel de persoană. Instigator de sociabilă, preferi o companie de oameni interesați de aceleași lucruri ca și tine, explorând și discutând secretele vieții. Cu toate acestea, vezi nevoile emoționale ale altora ca restricții și, prin urmare, poți fi aproape de doar câțiva prieteni. Într-o relație de dragoste, ai nevoie de un partener independent care îți împărtășește interesele sau merge pe propriile sale căi. Dacă faci alegerea corectă, ai putea fi fericită în căsnicia ta. Pentru a forma o familie ar trebui să-ți cauți perechea cu următoarele semne, balanța, gemenii și săgetătorii. O familie în aceste combinații poate fi fericită, deoarece se înțeleg bine, se cunosc, știu ce se aștepte unul de la altul și cum să reacționeze. Compatibilitate de nivel mediu cu pești, capricorn, leu și berbec. În aceste combinații de perechi, reprezentantul elementului de aer se poate înțelege destul de bine și chiar poate trăi o viață fericită. Doar ceea ce privește viața și problemele de concesii pot zdruncina echilibrul. Cu vărsătorul însuși, precum și cu taurul, racul, fecioara și scorpionul nu te vei înțelege deloc. Este puțin probabil ca ei să fie gata să se dăruie ție mai mult de o aventură și nu este clar cu ce poți tu să-i ții în raliul vieții, cel mai probabil cu nimic. Locuri de muncă și carieră. Energia ta fierbinte te ajută de obicei să aduci ideile și proiectele în viața reală. Proiectele pot deveni din ce în ce mai bogate, în realitate se manifestă la fel de repede ca și în cap. În general, tot ce se petrece în viața ta se întâmplă foarte repede. Se poate spune chiar că tu crești prea repede. Cu toate acestea, în interiorul tău rămâi copil pentru totdeauna. Poate că acesta este motivul pentru care poți alege locuri de muncă legate de copii sau tineri. Din copilărie se poate să fii fostă tenace și talentată. La o vârstă înaintată încă interesată de lumea din jurul tău, rămâi curioasă și veselă. Nu renunți niciodată. Dacă îți vei deschide propria afacere, trebuie să găsești un bun coordonator, un asistent fiabil, deoarece nu reușești să controlezi nimic. Tu rămâi tot acolo, în întregime în lumea ideilor și planurilor. Dar controlul asupra rutinei nu este locul tău puternic, care, în absența unui asistent sau secretar adecvat, poate duce chiar la faliment. Sănătate și boli. În ceea ce privește sănătatea, locul tău vulnerabil în corp este sistemul nervos și cardiovascular. Ești, de asemenea, susceptibilă la boli cronice, înrădăcinate în copilărie. Prin urmare, încă din copilărie ar trebui să ți se acorde o atenție deosebită și părinții să se asigure că orice afecțiune este în cele din urmă înfrântă. Fiind mai predispusă la diverse boli ale copilăriei, unele pot deveni cronice și pot crea probleme la vârsta adultă. Un imens ajutor în lupta împotriva bolilor va avea selecția unei diete,
precum și controlul asupra efectului aditivilor alimentari adecvați. În plus, exercițiile regulate în aer liber sunt foarte importante ori de câte ori este posibil. În caz contrar, există riscul de a începe o boală așa brusc, ceea ce îți va otrăvi întreaga viață adultă. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele sporesc proprietățile pronunțate ale naturii tale, respectiv, energie, hotărâre, hărnicie. Ești responsabilă pentru totul în viață, dar ești caracterizată și de trăsături negative precum egoismul, încăpățânarea, mândria. Dacă aceste calități predomină, atunci nu va exista nimic bun în viața ta. Multe oportunități vor fi pierdute, deoarece nu va mai fi sprijin din partea oamenilor din jurul tău, mulți se vor întoarce de la tine din cauza lipsei de respect. Dacă poți dezvolta proprietățile pozitive ale naturii tale prin schimbarea caracterului tău, poți obține o mulțime în viață prin implementarea planurilor tale, îndeplinind dorințele tale. Prima căsătorie poate fi mizerabilă, dar a doua poate aduce o mulțime de bucurie și fericire. În sfera financiară, totul va depinde de relațiile cu partenerii. Sfaturi pentru tine. Pentru afaceri de succes, ai nevoie de o privire mai realistă asupra lucrurilor. Te poți comporta ca un copil neglijent, îngrijindu-ți numai interesul propriu, curiozitatea. Chiar dacă tu crezi că meriți mai mult respect de la ceilalți, trebuie să te comporți ca o persoană adultă, matură. Poți trece prin trei crize de vârstă asociate cu reevaluarea ca individ, copil sau adult, precum și acceptarea sau neacceptarea obligațiilor unui adult. Nu considera procesul de maturizare drept dezastru sau pedepsă. Ia responsabilitățile inevitabile ca recompensă. Lasă-ți temerile și încearcă să simți farmecul maturității. Trebuie să faci singur această alegere, ar fi o mare greșeală să fii presat în acest sens. Chiar dacă decizi să te schimbi, vei rămâne totuși un adult ce poate avea și curiozitatea, profunzime și natura neobișnuită a copilului. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente.
cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore, și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine.